Doi tineri au fost surprinși noaptea trecută în timp ce pescuiau ilegal în apele lacului Beleu, bazin acvatic situat în area protejată a rezervației Prutul de Jos. Unul a fost reținut, iar cel de-al doilea a reușit să fugă. Ei au fost observați de patrula mobilă a sectorului Poliției de Frontieră Brânza cu ajutorul unei camere video cu termoviziune. Despre incident au fost sesizați reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului, care au găsit 16 plase de monofilament cu o lungime totală de 1600 de metri și aproape 40 de kilograme de pești din diferite specii. Potrivit oamenilor legii, persoana reținută, un tânăr de 17 ani, a avut un comportament agresiv. Polițiștii de frontieră îl caută acum și pe celălalt suspect.